așa vorbește Domnul prin Duhul Sfânt. Stamena gruie, o stamana volta vel. Iată, vin să te înștiințez de la mic la mare, zice Domnul, că într-o vreme ca aceasta trebuie să fie strânse rândurile pe redostemenia haut și cu unitate mai multă să mă chemați pardostemenia haut, că este o vreme mai diostemet a încercării fiecărui suflet, zice Domnul. Estamena graie tostamana volt, dacă vei sta în ascultarea mea, sufletul îți va fi mai ușurat, zice Domnul, și vei putea să treci prin încercările care vor mai veni, atât la nivel de duh, stapere de spomenia haut, și la nivel de trup, zice Domnul. Iată, zice cel prea sfânt, fiecare să stea în turnul de veghere și să stea în așteptarea cuvintelor mele per dostemenia haut, ca să știe ce are de făcut. Stemenia gruie, Iisus Hristos este Domnul, Domnul oștirilor. Vine o vreme și mai grea după aceasta, zice Domnul. E vremea de jale, e vremea de plâns, stemena graie tostement. Dar ferice va fi de acela care stă lângă mine să fie întărit și să treacă cu bine peste toate aceste încercări. Stimania gruiet, stimania volt, nu ești singur, zice Domnul, ia-și centrul de veghere într-o vreme ca aceasta, pentru că și eu veghez asupra ta să stai în picioare și va trebui să stai în cuvânt, să primești putere, zice Domnul, prin Duhul Sfânt, căci numai așa vei pirui și vei putea să stai la izvor și lângă mine, chiar în vremuri grele de tulburare, chiar în vremuri grele de jale, inima se va veseli atunci când prezența mea va fi în tine. Haleluia! Stanaiet, stamana graiet, stamana volt. Eu sunt Domnul care n-am să te las. Stamana graiet, stamana volt, pentru că nu te-am lăsat și n-am să te las. Atâta timp cât legământul tău va fi rămas și păstrat cu mine, cu niciun chip nu te voi părăsi, zice Domnul. Stamana gruiet, stamana volt. Dar rămâi în ascultare, zice Domnul, rămâi în supunerea mea, zice cel prea sfânt Domnul oștirilor, vechează stamana haitostemel și la minte și la gură și la faptă, ca vrășmașul să nu te poată împinui și să te vezi dezbrăcat de puterea mea. Iisus Hristos este Domnul care te vrea în turn, pardostemenia haut, aleluia, viu este Domnul care s-a coborât în trup, amin.